Dacă până acum era vorba despre perspective, de acum încolo totul este certitudine. Conducerea zonei libere a reușit să depună documentația pentru finanțarea 3 programe europene, toți banii fiind pentru municipiul Giurgiu prin zona liberă, care astfel își atrage unul dintre primele 5 programe naționale ca valoarea investiției propuse. Sper ca la începutul lunii septembrie să primim un aviz favorabil și de la Comisia Europeană. De fapt, practic au fost îndeplinite toate condițiile care ni s-au cerut pentru a le respecta în vederea obținerii fondurilor. Comisia Europeană va da verdictul final cel târziu la începutul lunii septembrie, cu privire la o investiție triplă, care ține de reabilitarea drumurilor de acces din zona liberă, de modernizarea cheiului și de construcția unei hale trimodale, a doua de acest fel din Europa. Cel puțin drumul din incinta zonei și cheiul până la sfârșitul anului viitor vor fi total refăcute, urmând ca termenul pentru hala trimodală, într-adevăr, este unul mai mare, probabil în 2-3 ani va fi finalizat, întrucât este vorba de niște lucrări de amploare pentru construcția acestei hăli, care va fi practic unicat în România. Investiția se ridică la aproximativ 16 milioane de euro și este una dintre cele mai mari finanțări pe care le obține o instituție din Giurgiu.